Aș vrea dimineața asta să continuăm seria de predici din Arta Războiului și aș vrea să facem ceva care e mai neobișnuit la Via, și anume să ne ridicăm în picioare, să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Neemia, dacă vă uitați în alte locuri în Scriptură, deseori se ridică oamenii în picioare, simbolizând multe lucruri prin faptul că se ridică. Și o să citim din Efeseni 6, textul pe care l-am citit de mai multe ori deja în lunile astea, și anume: stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați colful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Putem să luăm locurile. Uitându-ne la arme și discutând despre armele necesare în războiul spiritual, am stat și m-am gândit la un aspect legat de arme și de tot ce înseamnă cultura populară, de tot ce înseamnă literatură și filme. Deseori se întâmplă că recunoști un războinic după arma lui. Trei exemple. Gândiți-vă la sabia lui Excalibur, da? King Arthur. Acea sabie care a fost înfiptă într-o stâncă și nu poate fi scoasă decât de un anume viteaz. Este în literatura universală, este în literatura britanică. Apoi, pentru cei mai aproape de cer, Zorro. Da? Masca lui Zorro, care e specifică unui personaj anume și niciun alt personaj nu mai poartă masca lui Zorro. Acum să ne referim și la cei care vin încă la tineret. Uitați-vă la următoarea armă. Jedi, nu? Vezi The Lightsaber, vezi acea sabie specifică, te gândești la un personaj anume din cultura populară. Fiecare războinic e cunoscut după arma lui. Acum dați-mi voie să întreb reversul. Dacă noi creștinii suntem implicați într-o luptă, care e arma după care noi suntem recunoscuți? Ai pornit de acasă dimineață și în timp ce ai condus și ai mers prin oraș, ai văzut niște oameni nenatural de dimineață îmbrăcați foarte frumos prin oraș, duminica. Și ai știut, ăștia-s pocăiți. Dar dacă îi vedeai vineri, nu mai știai că-s pocăiți. Erau niște oameni care merg la muncă. Și atunci, care-i arma după care recunoști pe pocăiți? Cum veți spune că sunt tradiționalist, îmbătrânit și așa mai departe, dar câți dintre noi avem cu noi, în format fizic, așa ceva? O ridicăm? Uitați-vă în jur. Nu spun ca să ne urechem, că nu-i dirigenție aici. Că evident, o avem pe telefon, o avem pe tabletă, le citim, sper. Dar ce diferență face în momentul în care deschizi Scriptura și ești atent, cu atenția focalizată doar pe Scriptură? Nu pe notificarea, nu pe cutare mesaj, nu pe cutare device. Aici e de dezbătut. Deja am văzut în mare parte am văzut cum arată creștinul implicat în lupta spirituală. Am văzut că există un echipament și vreau să recapitulăm pe scurt. Și anume, avem cingătoarea adevărului, cingulum, sau cu alte cuvinte, fără a avea cuvântul lui Dumnezeu ca și autoritate peste viața ta, bătăliile sunt pierdute înainte de a le începe. Apoi am văzut că următorul element este platoșa neprihănirii sau lorica segmentată, care ne asigură atitudinea mentală necesară în fața atacurilor repetate, dar și motivația necesară unei umblări în ascultare de Dumnezeu. La urma urmei, neprihănirea este rezultatul ascultării. După ce am văzut acest element, am văzut că există niște încălțări adecvate, încălțările râvnei, care înseamnă focalizare pe misiunea răspândirii Evangheliei. Un om focalizat este un om care nu poate fi deturnat în lupta spirituală. Apoi am văzut scutul, acel scut care ne protejează nu de atacurile celui rău, ci de situațiile neplăcute, ci nu lasă să aibă efecte asupra noastră acele situații neplăcute. Săgeata va ajunge pe scut, va lovi scutul, dar nu te va lovi pe tine. De aceea ai nevoie de scut. Apoi vedem că există, în ultimul verset zice, luați
Aici deja implică mai mult decât că le ai, ci trebuie să le iei în mod activ, și anume coiful mântuirii, care ne protejează capul, ne ajută întreținerea unei condiții spirituale bune pe tot parcursul vieții, pentru că mântuirea este o intrare pe poartă, este umblare pe cale și este o primire a moștenirii. Ai nevoie de coiful acela în tot parcursul acesta al luptei spirituale. Ca în final să ajungem astăzi la sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, e foarte interesant, dacă te pui și sapi un pic în istorie și în antichitate, să vezi că poporul roman, când pornea la luptă, folosea mai multe feluri de săbii. Și Pavel, când folosește imaginea asta a sabiei Duhului, prin cuvântul pe care îl folosește, specifică un anumit fel de sabie. Și în poporul roman avem 5 feluri de săbii. Hai să vedem. Prima sabie este acea sabie mare, lungă, care trebuia ținută cu două mâini și doar cu două mâini puteai să o folosești, de grea ce era. Armata romană a renunțat la această sabie imediat după ce au fost învinși de cartaginezi și au abandonat această sabie, fiind foarte greu de mânuit. Extrema cealaltă este o sabie foarte scurtă, de 40 cm și foarte îngustă, de vreo 7 cm. Apoi avem pumnalul, pe care l-aveai ascuns undeva sub cingătoare. Ca mai apoi să ai sabia aceea de cavalerie, foarte lungă și subțire, cu care puteai să ții adversarul la distanță. Pavel însă folosește un cuvânt specific, și anume gladius. Gladius, sau în greacă, machiara, care este o sabie mai groasă, ascuțită pe ambele muchii, cu două tăișuri, și scurtă, de 50 cm. Țineți minte ce v-am spus? Recunoști luptătorul după arma lui. Din regie mi se șoptea că trebuia să vedem doar arma și apoi ați fi ghicit luptătorul. Dar nu e așa? Pentru cei care ați văzut filmul, dacă ați fi văzut doar mâna aceea cu sabia lăsată în jos, ați fi văzut sabia gladiatorului roman, pe care îl știm din acel film foarte mult vizionat de multă lume. Așadar, gladius, machiara, este o sabie specifică luptei corp la corp, atunci când adversarul e foarte aproape de tine, aproape de adversar, și cu echipamentul complet, accentul scriitorului se mută de la defensivă, ții de la distanță adversarul, la ofensivă, când ai nevoie de adversar să poți să te lupți cu el corp la corp, acea luptă corp la corp, unde arma ofensivă este crucială, singura armă de atac inclusă de altfel în echipament, care este această sabie. Însă există o schimbare de stilistic atunci când citim versetul acesta, pentru că dacă până aici am avut platoșa neprihănirii, adică neprihănirea este platoșa, am avut scutul credinței, adică credința este scutul, am văzut colful mântuirii, adică coiful este mântuirea, aici se schimbă un pic. Pentru că sabia nu este Duhul, ci sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului. Astfel, Duhul nu este cel care furnizează sau care este sabia, ci atât coiful cât și sabia trebuie primite de la Dumnezeu și sunt eficiente prin puterea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt potențiază, dacă vreți, folosirea acelei săbii. Hai să vedem ce înseamnă mai exact sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, adică ele trebuie folosite împreună. Sabia Duhului are efect și este a Duhului abia după ce ai avut coiful mântuirii. Și o să vedeți cum se leagă lucrurile, pentru că dacă nu ai mântuirea, dacă nu ai relația cu Dumnezeu care îți oferă mântuirea, sabia nu este a Duhului. Hai să vedem ce înseamnă asta. Textul este inspirat și Pavel se inspiră din Isaia 11. Și în Isaia 11, de la versetul 1, începe așa. Apoi o draslă, și deja știm, vedem imaginea lui Mesia, Iisus Hristos, va ieși din tulpina lui Isaia și un vlăstar va da în rădăcine lui. Duhul Domnului, observați sabia Duhului, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepe, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui. Se face aceeași imagine de armă. Toiagul cuvântului, adică cuvântul e acolo cheia. Și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea, imaginea armurii, neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Duhul lui Dumnezeu este peste Mesia, care va lovi cu toiagul cuvântului, adică logos, cuvânt, și cu suflarea buzului pneuma, adică Duhul, pneuma de unde avem pneumatologie, da? Care e cuvântul pentru Duh. Prin buzele lui va omorâ pe cel rău.
Așa este că, dacă e așa, atunci aici avem imaginea lui Mesia, care ni se transferă și nouă, care suntem creștini. Și Isaia 11:4 este apoi reluat și imaginea este dusă mai departe în Noul Testament. Hai să vedem ce spune 2 Tesaloniceni 2:8. Și atunci se va arăta, cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Observați aceeași imagine. E o suflare a gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Suflarea buzilor este cuvântul lui, suflarea gurii sale este cuvântul lui. De asemenea, Apocalipsa folosește foarte des imaginea asta. Haideți cu mine în Apocalipsa 1:16. În mâna dreaptă ține 7 stele. Din gura lui, ce ieșea? O sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Care era ca soarele când se lucește în toată puterea lui. 2:12, Apocalipsa. Îngerul bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu 2 tăișuri. Acea imagine a unei săbii, armă, care ascuțită la ambele capete, gladius, da, ambele laturi, care apare în Evrei 4:12. Ce spune acolo? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie, cu 2 tăișuri, gladius, da, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. O să revenim la versetul ăsta. Apocalipsa 2:16. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cu cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu. Cu Scriptura. Asta e baza pe care noi suntem judecați. Apocalipsa 9:13. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui era cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 9:15. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va crâmui cu un toiac de fier și va călca cu picioare teascul vinului mâniei aprinse și mai departe. Dar observați cât de des apare această imagine a sabiei cuvântului, sabia care ieșea din gură, sabia cu 2 tăișuri, răsuflarea buzilor sale. Toate au de-a face cu sursa a ceea ce este rostit și faptul că vine de la Dumnezeu. Efeseni însă, în Efeseni atunci când apare soldatul creștin, el mânuiește sabia cuvântului, însă nu este în primul rând cuvântul judecății pe care judecată o face Fiul lui Dumnezeu. Și pentru noi creștini este Logos, care se referă la Evanghelie. Acel mesaj care aduce mântuire. Uitați-vă în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, cuvântul, Duhul, sabia Duhului. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Termenul însă care este folosit mai târziu în Efeseni 6, în textul nostru de astăzi, nu este logos, ci este rema. Un cuvânt diferit. Ales cu un scop specific. De ce? Pneuma este suflarea, da? Este Duhul. Logos este cuvântul. Rema este mai mult de atât. Și anume, rema înseamnă enunț, cuvânt exprimat clar, o vorbire specifică, un enunț însuflețit, animat, personalizat pentru cineva anume, și anume pentru omul lui Dumnezeu. Aveți în definiție aici. Termenul rema este un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt îl însuflețește în inima noastră la momentul potrivit și cu scopul specific de a ne ajuta în lupta pe care o avem de dat în momentul respectiv. Sabia Duhului se referă la Duhul Sfânt care are abilitatea de a anima, de a aduce la viață, de a însufleți cuvântul lui Dumnezeu pentru situațiile specifice din viața ta. Hai să vedem ce spune într-un alt text, în 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura, da, deci cuvântul scris, este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ce? Observați câte poate să facă. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Pentru că omul lui Dumnezeu, deci vorbim de acel om al Dumnezeu care a înțeles Evanghelia, adică omul care este al lui Dumnezeu, nu orice om, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, adică pregătit pentru orice lucrare bună. Deci cuvântul ăsta scris aici este suficient pentru orice vrea să facă omul care crede cuvântul acesta. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, cuvântul însă trebuie să aibă tăiș, să intre acolo unde e nevoie de această înțelepciune.
Rema sunt acele vorbiri date și întărite de Duhul Sfânt, în vederea împuternicirii noastre în lupta cu adversarul. Rema sunt împlinirea cuvintelor din Ioan 14. Și anume, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care vi-l trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Și vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Acum, întrebarea este, cum poate să ne se aducă aminte ceva ce n-am știut înainte? Observați, deci nu este ceva ce apare magic în mintea noastră, fără ca să fi fost deja acolo. Cu alte cuvinte, cuvântul scris al lui Dumnezeu, Logosul tipărit aici, trebuie cunoscut, citit, meditat, memorat, studiat, pentru ca în situația specifică să fie sabia Duhului, adică rema. Atunci să se activeze. Și o să vedem imediat câteva idei. De ce pentru unii hârtia asta tipărită este mai mult decât o hârtie tipărită și pentru alții este doar o hârtie tipărită? Știți acele topuri? X număr de cărți pe care să le citești înainte să mori. Apar pe tot felul de site-uri, Facebook, Instagram, le vezi. Și acolo ai tot felul de cărți, ai liste. Asta trebuie citit, asta citit, ca să nu mori prost, cu alte cuvinte. Am dat peste o listă însă, care zice 21 de cărți pe care să nu le citești până mori. Mi s-a părut foarte interesant. Articolul apare în 2018 în revista GQ și acolo apar 21 de cărți pe care să nu le citești și autorul spune de ce să nu le citești și îți oferă alternativa. Da? Între astea 21 de cărți apare și Biblia. În topurile alea cu 50-100 apare Biblia, dar și în topul ăsta apare Biblia. Hai să vedeți ce spune autorul despre Biblie și de ce să nu o citești. Sfânta Biblie, măcar îi spune Sfântă, este foarte apreciată de toți oamenii care se presupune că trăiesc după ea, dar care în realitate n-au citit-o. De parcă el ar fi știut că eu n-am citit-o. Cei care au citit-o știu că există câteva părți bune. Dar, în general, cu siguranță nu este cel mai bun lucru pe care l-a produs vreodată omul. Aici e problema, că el crede că omul produs așa ceva. Textul este repetitiv, autocontradictoriu, pronunțat, prostesc și chiar uneori rău intenționat. Dacă lucrul pe care l-ai auzit despre Biblie a fost bun în privința fragmentelor urâte, atunci îți propun o alternativă. Și îți oferă un roman aici, Caietul lui Agatha Christoph, The Notebook, zice în engleză. Acum întrebarea mea este, de ce citim Biblia și nu se întâmplă nimic? De ce citim Biblia și ni se pare că e o altă carte dintr-un top? De ce citim Biblia și ajuns la astfel de relatări? Pentru că Biblia în sine trebuie însoțită de Duhul Sfânt. Și Biblia este mai mult decât literatură în momentul în care Duhul Sfânt îți vorbește prin ceea ce citești aici. Duhul Sfânt fiind cel care ți este dat în momentul convertirii și devii creștin. Și cine poate să ofere o pledoarie mai puternică pentru așa ceva decât cel care s-a luptat ca să avem Biblia tipărită în limba noastră? Martin Luther. Haideți ce spune el. Martin Luther spune așa: oricine ar citi Scripturile fără Duhul lui Dumnezeu nu va înțelege nimic. Toți oamenii au inima întunecată, astfel încât chiar și atunci când pot discuta și cita din Scriptură, ei nu înțeleg sau nu știu cu adevărat nimic din el. Duhul este necesar pentru înțelegerea întregii Scripturi și a fiecărei părți din Scriptură. De aceea oamenii oscilează între două extreme. Fie citești și nu înțelegi nimic, ți se pare că ceva jignitor pentru mulți oameni, ceva repetitiv, ceva ce se contrazice pe sine, fie citești și când ai citit, ceva se întâmplă în tine și zici, de cât timp așteptam răspuns la dilema asta și uită în versetul ăsta am răspuns-o. Și acel verset citit vecinului tău zice, ce? Eu nu înțeleg ce vrei să spui cu asta. Și pentru tine a fost răspunsul pe care îl cauți de luni de zile. De ce? Pentru că sabia Duhului este cea care te aduce la credință, te ține la credință și te ajută în predicarea credinței. Duhul Sfânt schimbă un text într-o revelație. Pentru că avem revelație generală, care este în natură, au acces toți oamenii, și avem revelația specială în Fiul lui Iisus Hristos și cuvântul lui, care este activată de către Duhul Sfânt, care îți arată că e mai mult decât
o persoană din istorie și mai mult decât o altă carte din bibliotecă. Revelația specială este acel mod miraculos prin care Dumnezeu se descoperă în cele mai importante aspecte, cuvântul și persoana lui Iisus Hristos. Acum gândiți-vă ce înseamnă pentru cel din Efeseni când zice luați sabia Duhului. Pentru care textul era un sul la care aveau acces foarte puțini oameni și pe care îl puteau citi foarte puțini oameni că nu știau să citească toți oamenii. Și acum gândiți-vă la voi astăzi când se spune luați Biblia și deschideți-o la pagina și citiți. Noi nu putem să spunem asta decât în ultimii 4-500 de ani. Și cu așa un cadou pe masă, cum reușim să-l ignorăm atât de des? Hai să vedem cum putem să experimentăm treaba asta. Evrei 4:12, am mai spus versetul ăsta, da? Căci cuvântul Dumnezeu este viu, deci el trăiește, nu-i un text amorf, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri și aici observați, pătrunde. Deci în momentul în care tu citești cuvântul Dumnezeu și Duhul Sfânt împuternicește acea citire, el pătrunde până acolo că desparte, el face ordine, curăță sufletul și Duhul, încheieturile și mădva și mai ales după aceea vine și judecă, pentru că atunci când vezi care e standardul, simți ceva, conștiința este activată și judecă simțirile și gândurile inimii. Pătrunde, desparte, judecă. Evrei 6:4. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Luminați odată, da? Deci am fost cercetați. Au gustat darul și s-au făcut părtași cu Duhul Sfânt. Adică ai Duhul Sfânt. Și au gustat cuvântul cel bun al Dumnezeu și puterile veacului viitor. Până când n-ai fost luminat, până n-ai gustat, până nu te-ai făcut părtași cu Duhul Sfânt, tu n-ai gustat cuvântul, ci doar ai citit o carte. Efeseni 1:17 zice: și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi, credincioși. Ajungem la același punct în care, ca să fie sabia Duhului, trebuie să ai Duhul, ca să ai Duhul, trebuie să fii credincios. Mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care vi-l trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Bun. Cu ce aplicație plec de aici? Aș vrea să înțelegem trei lucruri care să ne ajute de aici încolo. În primul rând, sabia Duhului este pentru orice credincios. O nuanță. Sabia Duhului este pentru fiecare credincios. Adică nu este o opțiune, nu este o opțiune să o iei sau să nu o iei, la imperativ luați sabia Duhului, și nu este un moment când începi să o iei, ci sabia Duhului este parte din armura celui care este copilul lui Dumnezeu. Nu o primești după câțiva ani de credință, ci este a ta de la început. De când ești al lui Hristos, trebuie să ai această sabie. Uitați-vă ce spune Romani 10:17. Credința vine prin auzire, iar auzul vine prin într-un cuvânt, e rema. Atunci când îți vorbește Duhul Sfânt, ai auzit ceva ce naște credința. Rema. Nu orice parte din Scriptură ajută la venire la credință. Nu orice parte din Scriptură este mesajul mântuirii. Da? Avem istorie, avem poezie, dar avem părți esențiale din Scriptură care, odată înțelese, nasc credința mântuitoare. Într-al doilea rând, dacă am văzut că sabia Duhului este pentru fiecare credincios, cu alte cuvinte, odată ce ai avut un moment în viața ta, momentul predării personale, pe care putem să-l descriem în felurite moduri, putem să-l punctăm în istoria vieții noastre sau putem să zicem, a fost un proces mai lung. Dacă ai avut acel proces, dacă acel proces te-a făcut să fii un om nou în Hristos, care a experimentat metanoia, transformarea minții, în momentul respectiv, tu ai primit sabia Duhului. Din momentul respectiv, când ai deschis Scriptura, a fost mai mult decât doar o citire. Din momentul respectiv, ai început să simți că ceva se schimbă de fiecare dată când citești. Ce se schimbă? Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți adolescenți acasă care
tocmai au experimentat acel metanoia, transformarea minții. Și nu-ți mai recunoști copilul. Că mergi acasă și îl vezi că citește din Biblie și după ce citește din Biblie se întâmplă ceva în felul în care se poartă, vorbește și ceva se schimbă. De ce se schimbă? Pentru că e Duhul Sfânt acolo care activează sabia Duhului și are ce să muncească în inimioara aia și în mintea aia lui, care e tânără. Dar el de atunci are sabia Duhului. Deci nu depinde de vârstă. Doi, sabia Duhului este potrivită pentru fiecare circumstanță. Asta e foarte interesant, pentru că uitați ce spune 2 Timotei 4, de la versetul 1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Adică nu există un moment când zice, acum ne punem pe citit din Biblie. Nu, e la timp și ne la timp. Nu există un moment specific în viața ta când trebuie să stăruiești și un alt moment în care acum putem să lăsăm mai moale. Uite, la timp și la timp, adică oricând trebuie să stăruiești în citirea acestui cuvânt. Pentru că deseori ne întâlnim cu întrebarea, dar cât trebuie să citești să fie suficient? Nu știu. Nu știu că trebuie tu să citești ca să fie suficient. Întrebarea dacă citești. Mustră acel cuvânt, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea, observați circumstanța, va veni acel moment când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile ca să audă lucruri plăcute și vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Cu alte cuvinte, ca să poți să-și spui că aia e închipuită, că aia nu e adevărat, că aia e după poftele lor, tu trebuie să știi care e originalul, care e standardul după care judeci ce nu-i standard. Își vor întoarce de ureche de la adevăr și se vor îndrepta după istoristiri închipuite, da? Dar tu fitrează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Aceeași sabie a fost atunci, este și acum. Aceeași sabie a fost pentru fiecare circumstanță și aceeași sabie este pentru indiferent cel ce o folosește. Hai să luăm un exemplu și aș vrea cu exemplul ăsta să plecăm acasă. Țineți minte când Iisus Hristos merge în pustie și începe să fie ispitit. Hai să uităm ce spune Scriptura. Pentru că felul în care Iisus Hristos folosește sabia Duhului este exemplar pentru noi și ne folosește ca și exemplu, da? Ispititorul s-a apropiat de el, Matei 4 sau Luca 4, ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept Iisus ce îi spune? Este scris. Cu alte cuvinte, Iisus nu începe dezbaterea lui cu ispititorul, cu părerea mea este că. Eu cred că ar trebui să. Ci Iisus Hristos scoate sabia Duhului și citează cuvântul lui Dumnezeu care este specific pentru situația respectivă. Duhul Sfânt vă va aduce aminte. A avut ce să-i aducă aminte. Că Iisus știa ce este scris ca să poată spune că este scris. Ce este scris? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un citat din Deuteronom 8:3. Pentru că Iisus cunoștea Scriptura și Duhul Sfânt avea ce să-i aducă aminte și cum să potrivească ce cunoștea cu situația specifică în care se afla. Observați că sabia Duhului cu care Domnul Iisus este încins a fost activată de Cuvântul lui Dumnezeu, depozitat în inima lui. Diavolul nu stă pe loc și zice, atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos! Căci este scris. Cu alte cuvinte, și diavolul știe. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Observați? Diavolul cunoaște Scriptura, dar ce nu știe el? Să o aplice situației specifice în care se află Iisus Hristos. Adică le aplică greșit, pentru că el citează din Psalmul 91:11, dar nu aplică corect ceea ce cunoștea din Scriptură. Și asta se întâmplă deseori cu noi. Deseori ne cităm noi versete nouă ca să ne convingem de anumite activități pe care vrem să le facem sau le-am făcut. Trei exemple banale. După cum vedeți, se vede pe mine, nu-mi place să alerg, da? Și eu pot să-mi justific cu Biblia treaba asta. Pentru că Proverbe 28:1 spune că doar cel rău va alerga fără să fie urmărit. Este scris. Se potrivește? Se potrivește.
Este specific situației? Nu. Pentru că ăsta e templul Duhului Sfânt și ar trebui să am grijă de el. Nu? Există alt verset care se potrivește mai bine. La fel de bine, sunt în trafic, mă enervează cineva, nu-mi dă prioritate sau mă agasează acolo în trafic și eu zic, schilodească-se toți cei ce vă tulbură, Galateni 5:12. Este scris. Se potrivește? Se potrivește. Corect? Nu. Nu știi ce decizie să iei, ești frământat, greutățile, implicațiile morale a unei decizii sunt foarte mari, deschizi Biblia la întâmplare și zici Ioan 13:27, ce ai de făcut, fă repede. Este scris. Dar vedeți, asta este citirea Scripturii fără Duhul Sfânt. Însă un credincios care are Duhul Sfânt în el însuflețește Scriptura și o potrivește situațiilor specifice în lupta cu păcatul. Pentru că armura se poartă în lupta spirituală. Numai că Domnul Iisus privește adevărul lui Dumnezeu în contextul mai larg al moralității și revine cu răspunsul, cu rema, acel cuvânt și zice, de asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Asta ar trebui să facem și noi. În momentul în care suntem prinși în lupta spirituală și noi știm că suntem prinși într-o luptă spirituală, atunci când ești la birou, te-ai închis singur în birou, ești bărbat, o trecut pe lângă tine ispita și cuvântul zice, feriți-vă de prea curvie. Ăla e rema și te oprește din căderea în păcat. Fiecare dintre voi să-și stăpânească vasul în cinste și sfințenie. Nu trăiți în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, pentru că noi cunoaștem pe Dumnezeu. Noi nu trăim așa. Și apoi diavolul îi oferă lui Iisus încă o variantă. Diavolul a suit pe un munte înalt, iertat într-o clipă toate împărățile pământului și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestora, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Interesant, pasiv. Drept răspuns, Iisus a zis, înapoi a mea, Satana, căci este scris să te închini Domnului, Dumnezeului tău și numai Lui să slujești. Pentru asta avem sabia. Să ne apărăm, să atacăm, să ținem diavolul la distanță și să-l biruim. Dar, punctul 3, ca să putem folosi sabia Duhului, așa cum vedem la Domnul Iisus că o folosește, trebuie să ne pregătim. Cum am putea spune noi că ce este scris dacă n-am citit ce este scris? Cum se aplică acel rema situației specifice în care ne aflăm? Părerea mea este că dacă Domnul Iisus trece prin această ispită, cum trece și pe pagina Scripturii exemplul trecerii lui prin această ispită, eu cred că avem în el un exemplu care ne duce să tragem o concluzie că cam ăsta e modul de luptă. Să poți să cunoști Scriptura lui Dumnezeu atât de bine încât să vezi cum se aplică Cuvântul lui Dumnezeu situațiilor specifice prin care trăiești. Dar cum o să cunoști atât de bine Scriptura ca să o aplici situațiilor specifice dacă nu o citești la timp și ne la timp, pentru că atunci când apar situațiile nespecifice sau specifice? N-ai cum decât prin citire constantă la timp și ne la timp, pentru că atunci când e la timp să ai ce să aplici. Există un psalm în Scriptură care în mod repetitiv ne arată cum ar trebui să ne implicăm noi în citirea Scripturii. Psalmul 119. Haideți să-l citim câteva versete. Citiți la casă dacă vreți pe toți, dar vreau să punctez câteva versete. Versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Observați? Sabia Duhului este pentru orice vârstă. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău, versetul 11, în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu alte cuvinte, strâng acum tot ce am de strâns, pentru că atunci când mă întâlnesc cu ispita, să nu cad în ispită. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale, nu doar câteva. Când urmez învățăturile tale, versetul 14, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, dar ne bucurăm când le citim. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă gândesc adânc, adică intens, profund. Dați-mi voie să vă întreb, cum citim cuvântul lui Dumnezeu? Îl citim să-l bifăm sau îl citim și medităm? Fiindcă mă gândesc adânc. Am avut o vreme în care am avut pe bord lipit câte un acțibild cu câte un verset. Și eu mi-l schimbam din când în când.
Măcar atât. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Observați, nu uit, l-am învățat, l-am memorat, ca să poți să nu uiți ceva. Nu? Ca să nu uiți, să memorezi și să-ți amintești constant. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Ca să-ți fie dor de ceva, trebuie să ai relație cu acel ceva. Pentru că relația deschide revelația. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Pe ce loc între sfătuitorii tăi este cuvântul lui Dumnezeu? Bănuirea mea e că dăm telefon, ne sfătuim cu cei care au trecut prin experiențe similare și după aia poate ne întoarcem și la Scriptură. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale ca să o țin până la sfârșit. Observați, o luptă de toată viața. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Fiindcă zic, dar n-am timp, Vlad, n-am timp. Muncesc 12, 14 ore pe zi. Pare rău. Scriptura îmi spune că să-mi plec inima spre învățătură și nu spre câștig. Nu știu dacă trebuie să fie ori la ora alta. Cred că e vorba despre priorități. Și Psalmul 119-159. Vezi cât de mult iubesc eu poruncile tale, înviorează-mă, Doamne, după bunătatea ta. Și aș vrea să încheiem cu câteva întrebări. Simple, banale, o să zici, serios. Dă-mi voi să te întreb, când ai citit ultima oară din Biblie? Pe bune, răspunde-ți tu ție. Și când ai citit, cum ai căutat ca Dumnezeu să-ți vorbească? Că putem să citim și să bifăm ce-a fost pentru astăzi și să fi fost doar o citire. Ne-am întrebat cât ai citit, ci cum ai citit. Că s-ar putea să fi citit un verset și să fii străfulgerat și atunci pe loc Dumnezeu să-ți vorbească ceva foarte specific. S-ar putea să fi citit zeci de capitole și să nu fie nimic, fiindcă dacă te trezești și îți dai seama, păi, am citit, dar n-am rămas cu nimic. Cu toți știm cum e azi, nu? Când și ce ai memorat? Cum ai meditat? Și mie îmi pun întrebările aceleași întrebări. Și dă-mi voie să te întreb, când ai vorbit ultima oară cu cineva despre ce ți-a vorbit Dumnezeu? Bănuirea mea e că răspunsul la întrebările astea ne arată fiecare dintre noi ce fel de soldați suntem. Și cât e de ascuțită sabia pe care o folosim. Pentru că oamenii care primesc rema din partea Domnului sunt oamenii care au făcut din Logos centrul vieților. Amin.